Bine v-am găsit, prieteni, la De ce se întâmplă sunt Dan Ciocuiu. Aș începe prezentarea invitatului din această zi cu o sintagmă pe care, din păcate, o auzim foarte, foarte des, din ce în ce mai des în spațiu public, indiferent că este vorba de un sportiv, de un elev, de un savant, de un om foarte priceput. Sintagma este în pofida condițiilor vitrege, împotriva sistemului care putea să-l ajute și nu l-a ajutat, a reușit niște rezultate excepționale. E bine, despre așa ceva vom vorbi astăzi, despre un om care a reușit reușește de câțiva ani, prin copiii pe care îi antrenează și prin propriul exemplu, propria persoană, să performeze la nivel înalt, la categoria lui de vârstă, că nu mai e nici el foarte tânăr, în pofida faptului că în Făgăraș poate să facă acest lucru vara 2 luni pe an. Cel mult că suntem la și hai să zicem 3, dar e deja cu indulgență. Este vorba de un înotător. Este vorba de înotătorul la categoria Masters, profesorul Laurian Curcăpean, care îi spun bun venit în emisiune. Bine te-am găsit! Bună ziua, în primul rând, și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Am vrut să fac, deci cred că nici n-ajunsese Aurelian din Japonia acasă și am scris pe, alături de multe alte felicitări, sunt convins, pe care le-a primit, i-am scris pe Messenger că să-l antamez, să-l arvânesc pentru emisiunea aici, să vină la noi. A fost și a tras și el sufletul, am fost și noi în concediu, am reușit în cei din urmă, a reușit și el să-și facă un loc în agenda și să fim împreună. Aurelian, în primul rând, cu felicitări pentru faptul că ai ajuns să performeze acolo, la Fukuoka, în Japonia, după campionatul mondial, unde David Popovici nu a reușit rezultatele pe care le-a așteptat, dar să vrem să fie doar o curbă, a urma o curbă ascendentă care să explodeze la Jocurile Olimpice de la Paris. A trebuit să ai niște rezultate într-un barem ca să poți să participi acolo. Mă gândesc, nu te-ai dus, adică cu partea cu făcutul rostilor, cine te-a ajutat, discutăm mai finalul emisiunii, că am văzut că au fost mulți care te-au ajutat. Unde ai concurat ca să poți să obții, să poți să faci acel barem cu care te poți califica la campionatul mondial de la Fukuoka, din Japonia? Ca să poți să participi la un campionat mondial, primul rând trebuie să fiu legitimat, trebuia să îndeplinesc niște criterii de timp, de performanță pentru fiecare categorie. Parcursul a început acum 20 de ani, pot să zic, dar pentru acest campionat, strict pentru el, m-am pregătit 10 luni, 34 de drumuri la Brașov, Da, de asta vorbeam. E vorba de campionat bazinul tău. național, Da. competiții, cantonament sau stagiu de pregătire, cum îi spunem noi, foarte multă mișcare în apă deschisă, adică în mare, unde m-am dus în concediu, tot timpul am căutat să am un bazin sau să am un loc în care să pot să not și spre norocul meu, fiind în vară acest campionat mondial, am notat în fiecare zi aproape și asta m-a ajutat ca să pot să-mi reconfirm baremul și să intru în clasamentul mondial World Aquatics Masters 2023. Spune-mi o secundă, Masters-ul de la ce vârstă? Deci este vorba de nu mai sunt cei care concurează la competiție normale, ci la un criteriu de vârstă. Care este vârsta la care poți participa la un turneu de Masters? Pentru orice concurs de master se poate participa de la vârsta de 25 de ani până la 90 plus. Sunt tranșe de categorie cu 5 ani. Eu concurez la categoria 5 de vârstă, adică 45-49 de ani. La campionatele acestea participă doar cei care au timp de înscriere în baremul mondial, iar în condițiile în care nu-ți realizezi acel timp de înscriere, care s-a luat fiind pandemia, s-a luat din ultimii 2 ani, eu mi-am pus niște timp din 2021, pentru că îmi permitea regulamentul FINA. Nu apar nicăieri ca timp și nici în clasament, adică ai no time, ente. Eu am reușit să-mi fac aceste bareme mondiale pe probele la care m-am înscris și am intrat în clasamentul mondial. Pentru mine asta a fost obiectivul și pentru asta am lucrat, pot să zic, 10 luni strict pentru acest concurs cu obiective. Vă dau un exemplu. În primul Te rând am rog. avut obiectivul de greutate. Trebuia Asta să mai slăbești?
Trebuia să ajung la o greutate corporală optimă pentru a putea aluneca prin apă și pentru a simți apa, pentru că am slăbit 8 kg. De unde? Că slăbi și din masa musculară. În momentul în care lucrezi în apă și îți activezi cele 200 de grupe musculare, crește densitatea musculară și scade foarte mult grăsimea. Dar grăsimea localizată, acolo este problema. Pentru că după o anumită vârstă, grăsimea se depune în anumite zone și e foarte bine să scap de ea. Asta, să zic, ca un obiectiv conex, pentru că... Aia însemna și o dietă spartană, mă gândesc. Nu neapărat dietă spartană, dar un regim în care am încercat pe cât posibil să respect niște principii alimentare, principii de odihnă și, bineînțeles, antrenamentul combinat. Am pedalat pentru bicathlon, am alergat, am făcut tot ce am gândit. Da, că antrenamentul nu presupune doar un not, pur și simplu. La mine a fost un antrenament hibrid. Un antrenament hibrid pentru că el s-a desfășurat foarte mult pe uscat. O dată pe săptămână, faptul că fac naveta la Brașov, la colegii mei de la Tribici, și not odată este foarte puțin, în comparație cu un notor master de categoria mea, care merge de 3 ori pe săptămână, sau poate mai des, dar de 3 ori pe săptămână merge la bazin, iar volumul de pregătire, ca să înțelegeți despre ce este vorba, da. La mine mi-am propus așa simbolic să not distanța Făgăraș-Brașov. Am notat 143 de kilometri în acest, să zic așa, ciclu de pregătire de 10 luni pe care mi l-am proiectat, săptămână cu săptămână, cum să zic, și comparativ cu un notator din Olanda, care are bazin de aceeași categorie, care a notat 280 de kilometri sau 300 de kilometri, este diferență foarte mare. Eu am venit cu o compensare prin antrenament funcțional. Asta a dat rezultate pe mine și se pare că și pe sportivi de performanță care au făcut record național sau au înțeles ce înseamnă de fapt mișcarea făcută după reguli și principii. Sunt multe aspecte care țin de această latură a pregătirii. Pe uscat, v-am zis, două treimi a fost pe uscat, iar cealaltă diferență am realizat-o în bazin, la Brașov. Deci proporția ar fi trebuit să fie invers, probabil. Proporția ar trebui să fie invers, categoric. Eu am întors lucru care este foarte greu și pentru asta sunt mândru de ce am realizat, pentru că ar fi fost imposibil altfel, fără pregătirea fizică și tehnică adaptată pe uscat. Și apoi, norocul meu, Marea de la Munte, pentru că am înotat zilnic și ca să poți să ajungi la anumiți timpi, chiar dacă ai 80 de ani sau 25 de ani, trebuie să îți câștigi acel simț al apei, în care corpul să alunece cu un efort minim și cu o viteză maximă. Și atunci... Bine, secretul este același peste tot, e universal, e vorba de tehnică și e o tehnică care se câștigă și care se lucrează, se perfecționează constant în timp. Noi tot timpul muncim și căutăm să ne îmbunătățim tehnica și aici, la acest capitol, am câștigat enorm de la colegii mei și de la cei mai buni din țară, din România, din lume, pot să zic așa, pentru că am colegi cu care mă mândresc și de la care învăț continuu, campion mondial și colegi de club, prin exemplul lor, mă inspiră și pe mine și eu încerc să dau absolut tot ce pot și când vin în Făgăraș să-mi inspir să fiu exemplu pentru copiii mei. Chiar dacă lucrez la școală sau în privat, nu contează, până la urmă trebuie să urmăm anumite exemple că se poate. Sigur. Spune-mi, la ce proprii, la ce stiluri și pe ce distanțe te-ai calificat și ai concurat acolo în Japonia? Puteam să particip la 5 probe, dar am ales să particip la mai puține probe. Doar la 3 am participat. Am concurat la 50 de metri liber, prima probă pe care am făcut-o în viața mea la un concurs cu cronometru. A doua probă a fost 50 de metri bras, prima probă pe care am notat-o în barem mondial în viața mea. Și 100 de metri bras a fost un pariu cu mine pe care, să zic așa, l-am câștigat doar parțial. Rămâne... De ce?
Mi-am propus să-mi bat un timp, să fac un record personal pe sută bras, să-mi bat cei doi timpi de la mondialele anterioare și am reușit doar să-mi bat timpul de la Budapesta, de la campionatul mondial din 2017. Cel din 2019 n-am reușit să-mi-l bat, dar am fost foarte aproape. Ei, nu contează. Contează că ai reușit, cum ai spus, că obiectivul tău a fost să ajungi acolo. Deja da. De acolo tot ce se întâmpla în plus era un bonus. Spune un pic despre, dincolo de pozele pe care le-am văzut și le văd și cei care ne urmăresc și din comentariile tale, cum a fost șocul întâlnirii cu Japonia? Atât sportivă, atât a competiției, cât și cea pe lângă, ce înseamnă pe lângă bazin. Că e cu totul o altă civilizație pe care noi europeni nu o să reușim să ajungem nici în sute de ani. Este un mare câștig pentru mine, personal, pentru că pe partea sportivă oarecum eram obișnuit cu 12.000 de notători la Budapesta. Câteva mii aici au fost 8.000 de notători din toată lumea, din peste 100 de țări. Am fost 18 români, iar impactul cultural al civilizației japoneze m-a impresionat, m-a șocat la un moment dat, pentru că sunt atât de multe repere care țin de respect pentru viață, respect pentru om, respect pentru celălalt. Și acest cult al respectului îl întâlnești la fiecare centimetru, milimetru din țara aia, pentru că peste tot unde te duci, ești tratat și vezi respectul între oameni, între ei, în primul rând, dar și față de cei care, să zic, sunt din afara Japoniei. Ți-e și frică nu cumva să faci ceva care în Europa este permis, dar acolo să nu apară un fel de jignire pentru cel care te urmărește. Nu se mănâncă pe stradă, nu se bea pe stradă, nu am văzut fumători. Deși existau locuri speciale chiar și în tren, nu am văzut oameni să vorbească tare pe stradă, în restaurante, respectul pentru client, pentru cei care pășeau pragul. Puteai să intri de 10 ori în restaurant să nu te pui la masă și de fiecare dată, și la prima și la 10 oară, simțeai același respect. Nici o urmă de frustrare din partea acelui angajat că ai intrat de 9 ori în plus și n-ai făcut nimic. Nu există așa ceva. Deci te tratează cu un respect incredibil. Curățenia, organizarea, deși campionatele mondiale de anul acesta nu au fost la nivelul Coreei de Sud, de exemplu, sau la nivelul Budapestei. Ca și participare. Ca nivel de organizare. Da, ca participare la 1.000 de participanți care au notat în 4 bazine, în 2 bazine de încălzire, 2 de competiție simultan. A fost ceva, dar sunt detalii care nu are rost să le da, prez. Da, da. Dar ca nivel de organizare, au fost sub coreen. În schimb, a compensat cu partea de civilizație, de ce am văzut în jur, pentru că a fost și o cunoaștere a culturii, a obiceiurilor, a zonelor și a istoriei Japoniei, pentru că am fost prin foarte multe locuri și asta m-a influențat și cu asta o să rămân. Până la urmă, absolut, și pe lângă absolut. Acei trei timp care apar, se pot verifica în World Aquatics 2023 cu numele meu și e foarte, foarte impresionant ce am trăit. E clar, o experiență în Țara Soarelui Răsare e întotdeauna ceva de văzut. Spune-mi un pic cu bucătăria japoneză sau ai preferat să mănânci lucruri în europene? Am preferat să... M-am lăsat destul de greu, m-a convins soția mea și recunosc, pentru că eram destul de reticent din cauza Coreei, care am ajuns acolo și era o mâncare asiatică cu care nu m-am împăcat absolut deloc. Aici mâncarea foarte gustoasă, puțină, sățioasă și foarte, foarte variată. Adică te duci acolo de la fructe și de la pește, ciorbe, supe,
carne de pui, pastele care le pregătesc, sunt foarte multe bunătățuri și vă recomand să mergeți. Da, văd satisfacția de când ne povestești cam cum a fost. Discutam cu cineva care a fost așa un coleg în Japonia și a zis, măi, ai mâncat sushi? Băi, lasă-mă că și acum când îți povestesc că îmi plouă în gură. Și extraordinar. Bine, se poate mânca și în România, nu știu cât seamănă cu ce este acolo, n-am avut curaj încă să gust sau fructe de mare, dar din până este pierdut. Spune-mi, cum a fost, mă gândesc totuși că participanții având o vârstă nu mai au răutățile alea de competiție cum au poate tinerii sau lucrurile. Cum a fost relația interumană, comunicarea cu ceilalți competitori? V-ați povestit experiențe? Mă gândesc, acolo îmi poți arăta foarte deschis și tu și româna și noștri care au mai fost acolo. Oamenii sunt foarte deschiși pentru că este un sport de socializare în care oamenii își împărtășesc anumite pasiuni, pasiunea noastră fiind notul, dar legat de țările din care provenim, legat de cultura noastră, schimb de tricouri, sunt foarte multe lucruri care ne leagă și când ajungem acolo, până la urmă se simte acea familie a notului, pentru că oamenii, indiferent de vârstă, se ajută între ei, colaborează, comunică, nu sunt închiși, majoritatea sunt foarte deschiși. Chiar dacă nu stăpânesc limba engleză, că nici eu nu stăpânesc foarte bine limba engleză, dar tot timpul există dorința asta de a comunica cu celălalt. Cu Mexicul, am intrat în contact cu niște mexicani, bine, europeni în general, dar și japonezii foarte, foarte calzi și atunci când au aflat că suntem din România, pentru că aveam tricolorul ori pe piept, ori pe umăr, sau steagul, sau ceva, veneau la noi și ne spuneau, a, wow, România, David Popovici, a, wow, România, Simona Halep. Era deschiderea asta de a comunica, nu pe linie sportivă neapărat, dar exista această comunicare între noi. Chiar dacă eram 8.000, fetele notau într-un complex o zi, după care în celălalt complex și se alterna locația. Eu am avut norocul să not unde au notat David Popovici toate cele trei probe, ceea ce iar a fost o bucurie pentru mine și m-am simțit norocos pentru că puteam să not numai în partea cealaltă, cum au notat alții. Și atunci nu prindeam. Ai avut emoții? Ai dormit o noapte dinainte? Cum ai depășit fusul orar? Că sunt atât, sunt nu știu câte ori, 10 ore, cât sunt până acolo? Mă gândesc că când ai zburat, ai înțepenit în avion atâtea ore. Probabil a fost numai noapte când ai zburat încolo spre est. Să răspund la prima întrebare. Bineînțeles că am avut emoții și întotdeauna am emoții, dar încerc să mi le controlez. Chiar dacă zborul, am plecat din Făgăraș și am făcut 3 ore până la București, am stat 3 ore în aeroport, încă 4 ore jumate până la Doha, la Doha încă 4 ore scala, până în Tokyo 11 ore. În Tokyo am ajuns deja, eram ok, dar am făcut o escală și din experiența anterioară am învățat că trebuie să mă duc nu cu o zi înainte, cu două, îmi trebuie 4 zile, cel puțin 4 zile. Și atunci mi-am luat 4 zile înainte în care să-mi revin, pentru că la un moment dat, în primele două, dormeam pe stradă, mă puneam la masă și soția mă, Aurelia, ce faci? Da. Eram cu ochii închiși și e diferență de 6 ore. Deci te duci acolo 6. Cu 6 ore, la noi este ora 12, acolo era ora 18. Da. Și e grea schimbarea când te duci. Mai ales impactul la întors nu e chiar așa, nu l-am simțit atât de mult, dar am avut o problemă cu fusul orar și mulțumesc că m-am adaptat și am parcurs toți pașii ca să fie obiectivul pentru care am ajuns acolo să fie îndeplinit 100%. Da. Mă gândesc că e greu. Și cum te-ai putut totuși concentra? Că era că asta mă întreb la foarte mulți sportivi. Mergi în locuri unde mergi prima dată. Bine, poate cei la competiție au un program foarte strict. Țin minte din povestirile multe, că ei văd aeroporturi, camere de hotel, terenul de sport și cam atât. După, poate mai... Tu ai mai avut timp să mai vizit. Cum ai putut să te concentrezi totuși? Că era o avalanșă de lucruri noi și să nu uiți de ce am ajuns aici. Am ajuns să nu și trebuie să fiu cu mintea aici. Poate de concerta avalanșa asta de multe lucruri noi pe care le vezi într-un timp scurt. În prima fază, deci am mers în Tokyo și am stat în Tokyo tocmai pentru a mă relaxa, pentru că acomodarea la fus, asta însemna de fapt. Nu am intrat în apă 3 zile. După care am ajuns la antrenamentul, mi-am ridicat acreditarea,
După care am mers la antrenament ca să ne acomodăm cu bazinul, cu apa. Am avut acolo două antrenamente în Japonia înainte de prima probă și întotdeauna prima probă este cea mai grea. E tracul acela de competiție. Te urci pe un block start și te gândești că de pe el a sărit Michael Phelps sau, mă rog, David Povich sau un notător care a făcut record mondial. Îi vezi pe ceilalți foarte bine pregătiți. Îi vezi cu echipamentele pe care le au, îi vezi că sunt organizați. Noi nu am fost organizați. România, cu 18 participanți, fiecare s-a descurcat cum a putut, pentru că a fost destul de greu și stresul a fost și anterior. Dar întotdeauna trebuie să controlăm stresul și să punem în față, până la urmă, obiectivul și ce ne dorim. Și atunci, din interior, reglăm lucrurile și reușim, chiar dacă poate suntem încercați sau nu, de fiecare dată ne iese ce ne-am propus. Pentru că am înotat și eu ultima probă, am făcut startul și mi-au sărit ochelarii puțin, foarte puțin, cât să intre apă, să nu văd nimic. Și cu toate astea am fost foarte aproape să-mi fac record personal. Motivația exista și asta te ajută, pentru că e dublată de pregătire. Că dacă nu ai în spate acel proces de pregătire, de antrenament, care să-l transpui după aia în competiție, nu poți face față nici fizic și nici psihic, pentru că fiecare probă, fiecare sport are o componentă psihică pe care noi, în general, o cam neglijăm, dar cu ajutor sau urmând anumiți pași, reușim să ne mobilizăm și să depășim acele momente. Dar emoții există și vor Sigur. rezista întotdeauna și sunt Absolut. pozitive. O întrebare tehnică. Ai participat la două probe de 50 de metri, dar și la una de 100 de metri. Cât de importantă este întoarcerea la o probă de not? Deci întoarcerea este esențială pentru că acolo timpul de reacție, de sprijin și de împingere trebuie să fie cât mai scurt. Și tehnica, în momentul în care ataci zidul, în momentul în care iei contact cu zidul, în momentul în care respingi zidul, în momentul în care aluneci sub apă, lucru sub apă, picioare, lucru sub apă, brațe și coordonarea. La braț există o întoarcere care e cea mai specială dintre toate, pentru că există un regulament și trebuie să respecti acel regulament, altfel ești descalificat de arbitru de parcurs sau arbitru general. Și atunci este foarte importantă întoarcerea. La probele de 100, la 200, e foarte, Esențial, absolut. foarte importantă. Pe lângă calitățile de forță, viteză, tehnica pe care o dezvolți, o perfecționezi tot timpul, întoarcerile sunt foarte importante. La o întoarcere bună, pentru diferența între un începător și unul care a făcut performanță sau care se pregătește cu bazin, e de o secundă, poate o secundă jumate, ceea ce este foarte Enorm, mult. da. La nivel de înaltă performanță, o întoarcere bună înseamnă o medalie, adică două zecimi, o zecime, trei zecimi. David a fost la 40 de podium. Da. Cu toate astea a condus, să zic, 175 de metri și a pierdut. Da. Am văzut tipuri și tipuri de notători. Mi-aduc aminte că Carmen Bunaciu era lată în spate, era și spatistă, Cătușa. Camelia Potec este longilină. Longilină este și David Popovici. Vedem americani, vedem australieni, niște pachete de mușchi. Care, acum, cumva, asta au observat toți specialiștii, David Popovici contrazicea cam tipul înotătorului din ziua de astăzi, mai ales sprinter. Care crezi tu că este? Bine, el are brațele foarte lungi, e clar că are un stil foarte, foarte ergonomic, să spun așa, de not. Care zici că este, care are câștig de cauză? Sau variază? Tu ai văzut tipuri de oameni maturi, deci poate cu masă musculară mai mare sau cu anvergura brațelor sau mai înalți. Care era tipul Aici predominant? sunt niște lucruri foarte clare care trebuie Te rog. delimitate. În primul rând, tipul de notător e diferit de la bărbați la femei. Pentru femei, întotdeauna fetele care au umeri lați, bazinul subțire, picioarele lungi, au mobilitate foarte bună în umăr și în laba piciorului, sunt cele care se caută. La fel la notători, adică un tip longilin care are o anvergură, el are 1,90 m și anvergura de 2,05 sau 2,10 m, se caută tot timpul aceste diametre antropometrice, biacromial, bitrohanterian, deci el trebuie să fie foarte lat sus, în umeri, bustul.
pentru a sta sus pe apă și șoldul, bazinul, trebuie să fie cât mai îngust, picioarele lungi, subțiri, nu o să vedeți decât la braț sportivi care au o masă musculară mai, să zic așa, în dezechilibru cu celelalte părți ale corpului. În general, partea de umăr, de spate, de brațe se dezvoltă, se pune masă musculară, dar masă musculară fibroasă, deci nu cu grăsime. Și ăsta este tipul. David are o înălțime, are diametre, perimetre, mobilitate, are o tehnică impecabilă și tipul de notător e cel care se caută. Este studiat, este subiect de studiu în momentul de față în lume și asta spuneau și cei din Spania și din America, pentru că toată lumea îl urmărește pe David, pentru că este măsurat din cap până în picioare și diferența o face tehnica. Coordonarea, alunecarea sunt niște criterii foarte clare. În momentul în care vezi la un copil nivelul de flotabilitate, alunecarea, sunt nativele, se îmbunătățesc, se perfecționează, dar sunt oameni care au o flotabilitate sau o alunecare prin apă nativă, da, care dublată de calități psihice, în primul rând, pentru că trebuie să lucrezi foarte mult cu capul, deci nu cu mușchi. David pare un tip mai slăbus, dar nu este așa. Este, începe să pună carne, cum se spune, și nu foarte multă, pentru că masa musculară îngreuiază în notul. Și atunci proporțiile se caută între bust, torace, picioare, coapsele, pentru că mișcarea de picioare îți fură foarte multă energie și pentru alunecare, pentru a reduce cât mai mult frecarea, nu poți să tragi niște picioare foarte mari după tine. La piciorul trebuie să aibă mobilitate, să poți să faci o flexie dorsală, flexie pentru braț, de exemplu, sau vârful trebuie să fie întins. Michael Phelps a fost studiat la fluture. Tot mai sunt niște criterii care se caută, sunt criterii de selecție, până la urmă, care fac diferența. Care ți se pare, tu ca noi, specialist, clar, cel mai greu stil de not? Mie personal mi se pare fluturele. Este cel mai greu? Cel mai greu... Sau brasul, că este, se ușoară cu totul sub apă, în afară de cap care mai este. Aici vorbim de probe. Un 50 sau 100 fluture nu este atât de greu ca un 200 delfin sau un 400 mixt. Din punct de vedere al complexității procedeului, cel mai complex procedeu este procedeul bras. Pentru forță, automat și mobilitate, delfinul, dar notul este un sport și asta o spun tot timpul, le spun la copiii mei, la cursanți, la clienții pe care am, este un sport de rezistență. Este un sport de rezistență care se educă în timp. De când ești mic, în momentul în care începi și vezi că ai calități, îți dorești, dezvolți tot timpul rezistența. Pentru că celelalte calități, cum sunt viteza, forța, sunt folosite pe probele scurte. 50-100, la 200 liber, la 200 mix, la 400 mix, la 200 delfin. Acolo intervine rezistența specifică. În regim de forță categoric la delfin, pentru că îți trebuie și foarte multă forță, dar totul se comprimă în momentul în care vorbim de tehnică. Și atunci calitățile motrice trebuie tot timpul să compenseze partea de pregătire tehnică. Și peste pregătirea biologică pentru concurs, adică alimentație, regim de efort, odihnă, și pregătirea psihologică pe care spune toată lumea, e foarte importantă, mai ales când vorbim de performanță. Pentru un nivel de master, e foarte importantă atunci când ai un obiectiv și trebuie să maximizezi, să faci puțin, din puțin foarte mult. Eu a trebuit să fac treaba asta și asta m-a dus la nivelul ăsta, pentru că asta am muncit zeci de ani și mi-a fost greu, dar nu este imposibil. Dacă îți dorești și ești constant, prin perseverență, reușești să te bați pe tine. Pentru că motoul meu este să mă întrec cu mine și dacă mă uit în urmă, nu mă uit la ceilalți. Eventual să îi admir, să le cer sfatul, pentru că nu e o rușine, dar vreau să mă bat pe mine. Eu am fost mai bun azi decât am fost ieri. Da. Întotdeauna. Mai am două întrebări pentru tine.
Nu te întreb dacă ceilalți participanți la campionatul mondial au fost susținuți de cluburi, de stat sau așa, nu știu. Mai important e să spui tu cine te-a sprijinit ca să ajungi acolo. Ai voie? Acum, am voie. Ai voie, da, te rog chiar. În primul rând am avut obiective pe care trebuia să le îndeplinesc economice și pentru asta să-mi plătesc biletele de avion, transportul în Japonia, cazarea, taxele de înscriere, mai puțin masa, pot să zic așa, pe care pot să zic că am suportat-o eu, dar cealaltă mi le-am acoperit 100% datorită Bilka Făgăraș și mulțumesc, datorită Stihl Făgăraș, datorită Horado, datorită Style Advertising și fundații comunitare care m-au sprijinit cu sume pe care le-am folosit pentru a putea participa efectiv. Clar, pentru că efortul economic pentru a pregăti de două ori peste acest buget pentru a putea face față ca alimentație, ca antrenament, deplasările la Brașov, kilometri pe care i-am plus medicația, pentru că nu poți să susții un efort dacă corpul tău nu permite lucrul ăsta. Și sponsorii m-au ajutat ca să pot să particip și să merg încă o dată acolo la limite, să reprezint România până la urmă și Făgărașul, pentru că întotdeauna cei care m-au văzut în apă au știut, uite pe Aurelian din Făgăraș, Făgărășanul. Întotdeauna așa s-a pus problema. Făgărașul pentru mine și am notat cu casca Făgăraș până la urmă. Foarte frumos. Mă rog, trei întrebări. Penultima, când este următorul campionat mondial? Mă gândesc că vrei să te duci. Dacă nu fi prin Brazilia, doamne ferește. Datorită și cheltuielilor, dar faptul că pandemia ne-a dat peste cap cu campionatele, s-au amânat sau au fost anulate, anul viitor va fi un campionat mondial la Doha. Dar nu voi participa la Doha, pentru că este și în timpul școlii, e destul de complicat este perioada care se suprapune cu perioada în care eu nu mă pot pregăti în apă decât o dată pe săptămână și atunci este foarte greu să-mi fac un barem. Eu am avut noroc cu Laguna Albastră, care m-a primit acolo dimineața la 6 zilnic, până la 8, până să dea drumul, eu am înotat. Și am înotat destul de mult pentru că așa am reușit să ajung la simțul apei și să pot să-mi fac baremul. Clar. Mai spune-mi o dată, ții minte dintr-o fostă discuție, dar pentru cei care au copii pe care vor să-i dea la not, spune-mi de ce este bună notul în creșterea unui copil, în creșterea lui fizică, psihică, în formarea lui. De ce e bună notul? Indiferent la ce latură ne-am uitat, că e fizic, tehnic, tactic, psihic, notul dă armonie, dă echilibru și dă o energie pozitivă pentru a-ți dori tu să fii mai bun. Notul îți dă starea de relaxare în același timp, te și stimulează prin contracții pentru că ți lucrează toți mușchii, dar te ajută să fii echilibrat fizic, mental și este un sport care ajută celelalte sporturi. Pentru că partea profilactică nu trebuie neglijată, este un sport profilactic până la un anumit nivel și de dezvoltare fizică armonioasă. Sunt două lucruri pe care orice părinte trebuie să le vadă. În primul rând, să aibă un copil sănătos, trupește, mental și ceea ce face se producă o emoție pozitivă. Pentru mine, notul este o emoție pozitivă și asta recomand și copiilor, să trăiască, să se bucure, să iubească ceea ce fac. Pentru că armonia, echilibru, mai bine decât notul, nu ți-l poate da niciun alt sport. Asta este pentru părinți. Caute întotdeauna profilaxie și acel echilibru pentru a avea copii sănătoși. Iar cu performanța, dacă copilul își va dori el, nu împins de la spate, pentru că asta se întâmplă, se împing copiii de la spate. Asta înseamnă să aibă modele, să aibă exemple și să aibă oameni buni, adică care știu ce fac. Atunci, pentru copii, pentru adulți, pentru oricine, notul este... Absolut.
echilibru. Că vreau să completez eu partea pentru adus, că și pentru adus la fel, notul înseamnă sănătate. Sperăm să avem într-un viitor cât mai apropiat un bazin acoperit funcțional, în așa fel încât oricine va vrea să înoate, să meargă la acel bazin, iarnă, vară, ploaie, vânt afară, să poată să meargă la acel bazin. Sperăm să-l avem în cursul vieții noastre terestre. Eu zic că o să-l avem. Și da, o să-l avem. Este sigur. Un bazin pe care comunitatea îl merită. Absolut. Și care este unic în România și care va atrage nu verbal, fizic, practic, foarte mulți oameni. Sunt convins. Pentru aceste lucruri. Profilaxie, sănătate, stil de viață sănătos și și pe celelalte paliere, dar cu răbdare. Sigur. Și cum am spus și înainte, ai spus și înainte de emisiune, și sustenabil economic. Este criteriul de la care s-a plecat pentru acest bazin și autoritățile știu mai multe. Sigur. Maurian, îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, că ți-ai făcut timp și am reușit să povestim o părticică de acolo, din ce ai trăit în Japonia. Succes în orice vei întreprinde în continuare și sunt convins că ne mai vei dea la această masă, indiferent că vorbim de not sau despre atletism sau despre orele tale de educație fizică. Îți urez multă sănătate, în primul rând, și succes. Îți mulțumesc pentru invitație și tuturor celor care au crezut în mine și m-au sprijinit. Numai bine, Aurelian. Aceasta a fost emisiunea noastră. Sunt Dan Ciocoiu. La bună vedere!